Mâine, 27 septembrie, se sărbătorește Ziua Mondială a Turismului. Județul Hunedoara, unic în țară, dar și în Europa, datorită unicității vestigiilor istorice, tradițiilor și rezervațiilor naturale, are în implementare o strategie de dezvoltare a turismului cu principalul scop de a face din turismul hunedorean până în 2030 o componentă economică importantă în dezvoltarea județului Hunedoara. Investițiile administrației județene a celor locale, dar și din domeniul privat, de restaurarea monumentelor istorice, modernizarea infrastructurii rutiere și promovarea județului au generat creșterea numărului de turiști atrași de frumusețea și misterul legendarelor plaiuri hunedorene. Mâine este Ziua Mondială a Turismului, este un moment în care sărbătorim ceea ce înseamnă vizitatori, turiști și toți oameni care ne trec pragul. Este o zi specială pentru obiectivele din județul Hunedoara, este o zi specială pentru Direcția Generală de Administrare și Promovare a obiectivelor turistice. Alături de colegii mei facem un videoclip, de fapt o campanie de promovare a obiectivelor administrate de Consiliul Județean și prin acestea ne dorim să atragem atenția asupra ceea ce avem mai frumos în județul Hunedoara. Bineînțeles, există și alte obiective, cum ar fi Castelul Corvinilor, Cetatea Devei, Muzeul Aurului și așa mai departe. Pe lângă obiectivele Consiliului Județean, toate atrag turiști, toate atrag vizitatori, potențialul este unul uriaș, putem spune că am intrat în normalitate în ceea ce înseamnă turism, putem spune că se conștientizează clar că județul Hunedoara este cel mai mare potențial din România și putem spune că județul Hunedoara a devenit o destinație turistică și prin faptul că atât Castelul Corvinilor, cât și sa însegeturile a regei, cetățile dacice din munții Mureștiei au titlul de destinație turistică a anului. Avem o strategie la nivel județean, avem o strategie la nivel național, avem o strategie și la nivel de direcție. Aceste strategii în timp se dezvoltă, se modifică în funcție de cerințele pe care le întâmpinăm în teren, de ceea ce se întâmplă în mediul economic, dar noi la Consiliul Județean avem o strategie până în 2030, bazată în care este inclusă și strategia de turism. A fost conceput, a fost făcută de către cei de la Academia Română, împreună cu profesorul Alexandru Sina, am oferit toate datele necesare pentru ca să avem o imagine cât mai corectă și să știm ceea ce avem de făcut. Ne bazăm pe această strategie și este integrată la nivel național. Ieri, guvernul a aprobat Strategia Națională a României pentru dezvoltarea turismului în perioada 2024-2035. Documentul strategic include soluții pentru transformarea României în destinație turistică binecunoscută, de înaltă calitate, axată pe unicitatea patrimoniului său cultural și natural și oferind servicii de calibru internațional.